Spațiul Schengen trebuie să ne cuprindă. Îndeplinim toate condițiile impuse de mecanismele europene. Problemele noastre cu intrarea în Schengen apar când refuzăm să ținem cont de cerințele anumitor vectori, cu influență economică pe bătrânul continent și cu interese majore la Marea Neagră sau la porturile românești. Este o adevărată bătălie dusă pe multe planuri. În acest timp, tu ai numărat orele la vamă, ți-ai socotit pierderile, ai calculat timpul cât ai stat departe de cei dragi. Toți ne-am câștigat dreptul de a ne mișca liber, pe două picioare, pe două roți, transportatori sau turiști.